Vă aducem salutări de bine din partea fraților din țară și în mod special de la Arad și alăturându-mă lor, doresc ca Duhul lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră. Amin. Amin. Amintiți-vă de acea perioadă când Domnul Iisus se arăta de mai multe ori ucenicilor între înviere și înălțare și le spunea, și stă scris în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori, începând din Ierusalim și până la marginile pământului. Cel puțin în textul de aici, Domnul nu le-a făcut referire la manifestările care au fost imediate după pogorârea Duhului Sfânt, adică vorbirea în limbi sau profeție sau tot ce a fost acolo, ci le-a spus că în prim plan lucrarea aceasta prevede o putere și determină o lucrare pe care ei aveau să o facă în numele Domnului pentru împărăția lui Dumnezeu. De-abia când Petru a explicat manifestarea de atunci, a putut să o încadreze potrivit și cu ceea ce spunea Domnul Marcu 16 în semnele care însoțesc acea lucrare. Eu am auzit cu bucurie că și în iarnă la dumneavoastră Dumnezeu a botezat cu Duhul Sfânt. Numele Lui să fie slăvit. Dar vreau să privim astăzi în Sfânta Scriptură, în viața Domnului Iisus și în paralel în Cartea Faptele Apostolilor, la manifestările binecuvântate care decurg, la lucrările care rezultă din prezența Duhului Dumnezeu peste o persoană sau peste o biserică. Dacă totul ar rămâne la o sărbătoare, cum ar fi astăzi, dacă totul ar rămâne la o manifestare exterioară ocazionată de acele momente de rugăciune când primim ungerea aceea care vine de sus, am fi prea săraci. Acele își au locul lor, aceste amintiri își au locul lor, dar acea permanență a Duhului Dumnezeu dorim să fie peste noi. Despre Domnul Iisus Hristos s-a spus și s-au citit parte din versete din Evanghelia după Luca, după ce scrie în capitolul 3, de la versetul 21, că mai întâi a fost botezat urmând procedura logică și traseul obișnuit și pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chip trupesc ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Apoi în capitolul 4, versetul 1, scrie că Iisus, plin de această prezență și putere a Duhului Dumnezeu, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan, de la locul unde fusese botezat în apă și cu Duhul Sfânt și a fost dus de Duhul în pustie, urmând acea ispitire prezentată aici până la versetul 13. Apoi, din versetul 14, ce frumos că în urma ispitirii a rămas la fel de plin de Duh. Și-a început lucrarea și s-a dus vestea de jur împrejur. Iar referitor la această lucrare, sub puterea lui Duhului Dumnezeu, Domnul scrie în versetul 18 și 19 că a citat din cartea prorocului Isaia, capitolul 61, lucrările care se fac sub puterea Duhului Dumnezeu. Lucrări pe care Evanghelia le împarte în trei, vom păstra aceeași ordine și pe care le vom grupa din aceste două versete. Lucrări care le regăsim în cartea Faptele Apostolilor și lucrări care dorim să le regăsim și astăzi. Căci Duhul lui Dumnezeu este același. Duhul Domnului este peste mine și dea Domnul să fie și peste noi, pentru că, și să zicem prima dintre ele, m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Prima lucrare era propovăduirea Evangheliei, era cea de bază. Cea de a doua, chiar dacă ordinea o extragem și din altă parte. Luca 9:1
i-a dat stăpânire peste toți demonii și să vindece boalele. Adică acestea trei. Predicarea cuvântului, eliberarea de sub puterea demonilor și vindecarea fizică a trupurilor. Vreau să privim mai întâi succint la ele. Să vestească săracilor Evanghelia. Evanghelia este numai pentru săraci? În prim plan, așa scrie aici, și e adevărat că cei mai mulți și sunt săraci pe glob, și în biserică de asemenea sunt mai mulți săraci, dar Evanghelia este în egală măsură pentru toți. Și cred că, din acest punct de vedere, săracii se împart în două. Săraci-săraci și săraci-bogați. Săracii-săraci sunt aceia care știm cu toții. Cei care poate nu au nici de pe azi pe mâine, sau cei care au doar un strict necesar, o limită de subzistență. Aceștia sunt săracii care se bucură din plin de această Evanghelie. Dar mai este categoria săracilor bogați, despre care, rămânând în aceeași Evanghelie, putem aminti acel bogat din Luca 12, care era bogat și după ce erodise țarina mult, normal, devenise și mai bogat, și despre care totuși scrie în versetul 21, tot așa este și cu cel ce își adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Adică, vis-a-vis de Dumnezeu, de lucrurile sfinte, ei toți sărași sunt. Bogăția lor se rezumă la materie și la scoarța terestră. Sau mai este un bogat în aceeași Evanghelie după Luca, capitolul 16, care după ce a fost transperat printr-o strungă îngustă a morții și a fost dus în altă parte, n-a avut nici măcar bani de unde, de un pahar de suc, nici de un strop de apă. A rămas efectiv sărac. Despre săracii aceștia cred că scrie Biblia în Psalmul 49, când zice, de la versetul 8, răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Deci, bogați care în raport cu împărăția sunt toți săraci că nu au bani să-și cumpere împărăția aceasta. Nu pot trăi pe vecie și măcar că ei își închipuiesc versetul 11 că veșnicile vor fi casele, totuși nu dăinuiesc. Iată ce soartă au ei cei plini de atâta încredere. Care ar fi vestea cea mai extraordinară care ar putea să o audă un sărac? Că așa am citit, să vestesc săracilor Evanghelia. Cu ce ai putea să-mi bucur mai mult un sărac? Păi eu cred să scap de sărăcie. Evanghelia chiar asta conține. Eliberarea noastră de sub sărăcie și îmbogățirea în împărăția lui Dumnezeu. Spune Iacov în epistola sa, în capitolul 2, versetul 5. Ascultați, prea iubiții mei frați, n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogați. Dar cum? În credință și... Nu vorbim despre o bogăție imaginară, utopică, că Dumnezeu ne îmbogățește și așa se poate dormi săraci liniștiți. Ăștia care cu ziua adorm liniștiți oricum, scrie în Eclesiastul capitolul 5. Vorbim despre ceva concret. Dumnezeu ne îmbogățește dându-ne moștenire în împărăția cerurilor. Și sunt două aspecte, ca nu cumva să ne îndoim de faptul că Evanghelia îmbogățește pe săraci. Și pe prima categorie și pe a doua. Ce a prins aici, moștenitori? Dumnezeu ne înfiază. Credeți că un copil înfiat de Dumnezeu va fi moștenitor și va avea bogăție? Aceasta e vestea pentru săraci, că au o moștenire la Dumnezeu în ceruri. Și mai există un alt aspect logistic al împropietăririi noastre.
Vom fi mireasa Domnului. Credeți că averile lui le trece și pe noi? Dacă legile umane prevăd că dacă are bărbatul și după căsătorie devine și ea proprietară, dar Domnul Hristos, dacă ne-a dat însuși viața sa pentru noi, nu ne va da cu plăcere, spune Biblia, împărăția? Numele lui să fie slăvit. Iată vestea bună pentru săraci. Îi face bogați în ceruri. Și chiar asta spune versetul 19 din citat, din Luca. Ca să vestesc anul de îndurare. Ce se întâmplă în anul de îndurare? Pentru lecturare, Levitic 25. În anul de îndurare, fiecare om, dacă pe parcurs ajungea sărac, din nepricepere, din știu eu ce alte probleme ale vieții, în anul de îndurare se întorcea la moșia lui originală. Se întorcea la moșia lui inițială. Care este moșia inițială a omului? Nu ne-a creat pe noi Dumnezeu? Nu a pus Dumnezeu pe om în rai? Dumnezeu, prin Evanghelie, revine din nou să ne dea dreptul de moștenire în rai și fiindcă o face asta de plăcere, vom fi și mireasa Domnului, numele Lui să fie slăvit. De aceea, rămân această veste bună pentru săraci ca o lucrare a Duhului Dumnezeu, fiind peste pecetea Fiului. Și vom regăsi acest prim aspect în cartea Faptele Apostolilor și eu vi-l citesc doar din Fapte 10. Evreii credeau că numai ei au moștenire în rai. Și Petru, surprins, constată cu plăcere totuși, Fapte 10, cu versetul 34. Atunci Petru a început să vorbească și a zis, în adevăr văd că Dumnezeu nu este părtinitor. Și cum spune Pavel în Efeseni 3, că și neamurile au și ele drept în împărăția Tatălui. Cine a dat dovada că Dumnezeu are această veste bună și pentru neamuri în casa lui Corneliu? Duhul Sfânt când s-a pogorât. A fost dovada clară. O a doua lucrare, ne întoarcem la Evanghelia după Luca, eliberarea de sub puterea diavolului. Cred că aceasta se manifestă într-un mod mai tragic și mai feroce, cum era acel om purtat prin morminte care îl legau cu cătușe și nu putea să fie ținut sub control. Și din aceștia sunt mai puțini. Dar e altă, opresiune a diavolului care se manifestă tulburând oamenii sub o formă sau alta, necăjindu-i. Și citim din Luca, din capitolul 9, versetul 38 și 39. Un om din mulțime a strigat, învățătorule, rogu-te, uite-te cu îndurare la fiul meu, fiindcă îl am numai pe el. Îl apucă un duh și deodată răcnește, duhul îl scutură cu putere, așa că băiatul se manifestă și nu se duce duhul de la el până nu l-a stropșit de tot. Sunt oameni care sunt tulburați de diavolul și foarte mulți înclină să se ducă la un psihiatru. Alții spun că n-au probleme de psihiatru, numai sunt ei nervoși din fire. Alții spun că doar sunt tulburați la nivelul gândurilor și al visurilor. Iar alții numai că au stări de indispoziție. Toate astea, dacă nu-i mâna diavolului și cătușile lui, este cel puțin umbra lui. Dea Domnul păștii ăștia să treacă mai întâi umbra apostolilor, ca să fie eliberați din umbrele diavolului. Și pe aceștia Domnul a venit să-i elibereze. Adică lucrarea aceasta se face în mod automat după prima. După ce devenim moștenitori, diavolul îi pierd drepturile asupra noastră și trebuie să-și retragă trupele, trebuie să-și retragă avioanele, să nu mai survoleze spațiul nostru și trebuie să se ducă, să plece. El mai vine, spune Evanghelia, dar dacă înăuntru este Duhul lui Dumnezeu, nu mai are ce să caute. Va rămâne pe din afară. Și din Cartea Faptele Apostolilor vreau pe linia aceasta să amintim a eliberării. În capitolul 5 stă scris, versetul 16, mulțimea de asemenea alerga la Ierusalim din cetățile vecine și printre altele aduceau pe cei chinuiți de duhuri necurate. Un om în care este prezența lui Dumnezeu și este sub spectrul acestei lucrări trebuie să-și dobândească libertatea spirituală.
atât de a nu mai fi rob păcatului, dar de asemenea de a nu mai fi oprimat de diavolul sub nicio formă. Cine va fi eliberat și slobozit de Fiul, rămâne liber. Numele Domnului să fie slăvit. Și cea de a treia, vindecarea de boale. Această problemă nu se va manifesta în mod universal, pentru că spune Roman capitolul 8 că nu a venit încă vremea răscumpărării trupului. Dar așa, după cum spunea Domnul când a vindecat pe acel loc coborât prin acoperiș, ca dovadă că Fiul omului i-a iertat păcatele și l-a făcut bogat, ca dovadă că a scos pe diavolul din sector, uite, să vedeți, lucrarea aceasta va fi și vindecat. Și în cartea Faptele Apostolilor abundă aceste lucrări din plin. Fie predicarea Evangheliei în masă, la evrei și apoi la neamuri. Fie eliberări de sub puterea întunericului, cum spune Pavel în Coloseni, și dacă ar fi în dreptul eliberărilor cea mai puternică, aș puncta-o cea din Fapte 19. Poate unii din cei mai greu de a fi eliberați de sub puterea diavolului sunt vrăjitorii. Este corsetul cel mai puternic al diavolului, poate. Și totuși, acolo, când Pavel era plin de Duhul lui Dumnezeu, spre deosebire de cei doi feciori al lui Sceva care au încercat să practice și exorcismul, numai că au primit și ceva bătaie pentru asta. Pavel, plin de puterea Duhului Dumnezeu, scrie aici 19:18, mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor la un preț mare, fuseseră ele cotate, cu atâta putere. Ce era această putere? Puterea lui Dumnezeu cu care era purtată Evanghelia. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. Numele Domnului să fie slăvit. Am vrut doar să reamintim aceste aspecte. Acestea le întâlnim la Domnul Iisus. Le întâlnim la apostoli și ei s-au mirat. Cum? Ne sunt supuse și duhurile vis-a-vis de punctul 2? Au văzut din plin și aspectul numărul 3, vindecările, și le regăsim în cartea Faptele Apostolilor pe deplin. Dar asupra altui aspect vreau să ne concentrăm. Ne întoarcem la Luca 4. Scrie aici în versetul 21. Atunci a început să le spună: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Nu sărbătorim noi astăzi Rusalele? Da, se împlinesc astăzi cuvintele pe care noi le citim din Fapte? În Nazaret s-a împlinit ce a citit Domnul atunci? Nu s-a împlinit. Avea Domnul puterea peste el, cum a zis, ca să le împlinească, sau Domnul a vorbit cu gura goală? Era puterea Domnului acolo peste el ca să le vestească săracilor Evanghelia, să-i libereze de diavolul și să-i vindece? Dar s-a împlinit? Nu s-a împlinit. Ei au început să răgnească de mânie și l-a ieșit din mijlocul lor, evadând într-un mod miraculos. Și apare aici o expresie. Cei din Nazaret nu vreau să recunoască vinovăția lor și au încercat să spună că de fapt Domnul ar trebui să facă, vrând, nevrând, aceste lucrări. Și scrie aici în versetul 23, fă și aici în patria ta tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Noi am dorit să se facă la noi tot ce am citit din Evanghelie și din Cartea Faptele Apostolilor sau din alte situații din vremea noastră. Așa ziceau și ei, fă și aici. Și i-au zis ei ceva, ceea ce recunoaște Domnul. Fără îndoială îmi vezi ce zica la aceea: doctore, vindecă-te pe tine însuți. Vă întreb, de ce nu s-au vindecat acolo pacienții? Doctorul trebuia să se vindece pe el sau pacienții erau de vină că nu puteau fi vindecați?
În cazul de acolo, pacienții erau de vină, cu doctorul, slavă lui, nu era probleme. Dar în vremea noastră, măcar că noi, ca Biserică Pentecostală, afișăm cel mai mult aspectul și puterea Duhului Sfânt, uneori nu se întâmplă așa cum ar trebui să se întâmple și în zile când chiar noi comemorăm, că uneori îi devine doctorul, dar alteori sunt devine pacienții când urmează tratamentul. Și aș vrea să privim la trei aspecte în dreptul doctorului și la trei în dreptul pacienților. Să începem cu doctorii, nu? Că așa au zis ei, vindecă-te mai întâi pe tine însuți. Și acum mergem puțin în urmă în același capitol 4, păstrând paralela cu faptele apostolilor. Știți cele trei ispite ale Domnului? Iisus s-a dus în fața ispitei plin de Duhul. Dacă el cădea la vreo ispită, în urma ispitirii mai rămânea plin de Duhul, mai putea să facă lucrările? Mai putea să afirmă că ele se pot derula din plin? Dacă la cele trei ispite, doctorii, păstrând expresia, adică lucrătorii, rămân în picioare, lucrările se fac. Ar fi ca un curent trifazat. Dacă toate fazele merg, bubuie la 380. Dacă nu, face ceva gălăgie, ceva scântei, mai strigăm noi câte un amen și câte aleluia, dar numai nu se pornesc motoarele. Vreo fază undeva întreruptă. Prima dintre ele, versetul 4, citim și 3. Diavolul i-a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acestea să se facă pâine. Mai întâi, la capitolul economic, la capitolul dobândirii banilor tăi, să fii curat. Nu trebuie neapărat să ajungi să te mânjești. E destul să dorești. Că eu nu știu exact dacă zicea să se facă pâine din piatră, să făcea sau nu. Nu întotdeauna din fierile noastre se și transformă în bani. Dar dacă numai dorești să se facă, deja te-ai fript. Dacă numai zicea să se facă, nu știu dacă se făceau, repet, l-ar fi prins diavolul. De aceea, în dreptul lucrătorului, este foarte important cât sunt de corecți în plan economic, în plan financiar, cum își adună pâinea cea de toate zilele, să rămână curați. Și văd, sub o ispită, în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, pe apostol, în cazul cu Simon din Samaria, 8 cu 18 scrie că le-a dat apostolilor bani. Eu nu știu dacă apucaseră să-i bage în buzunar sau nu, în ce măsură a intervenit discuția în urma plasării banilor. Și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Ce îi răspunde Petru? Banii tăi să piară împreună cu tine. De ce n-a primit Petru bani? Eu cred că Petru s-a raportat corect la un cuvânt care l-a auzit de la Domnul în Matei 10. Pentru că altfel cădem în confuzie 10 cu 9 și 10. Domnul le-a spus să nu ia bani cu ei când pleacă de acasă. Dar atunci cu ce să trăiască? Să nu luați nici aur, nici argint, nici traistă, că e vrednic lucrătorul de plata lui. Dar, ce spune versetul de mai sus, versetul 8? Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară dragi, lucrările de care am zis, fără plată ați primit, fără plată să dați. Este o diferență în a avea grijă de un lucrător ca viața lui ca existență și cu totul altceva este să-i dai banii contra lucrării spirituale respective. O zis, vindecarea nu o dai pe bani, scoaterea de demon nu o dai pe bani, dar dacă te ține pe tine ca viața e altă problemă. Ori Simon ce a zis? Eu nu vă dau asta că ați venit până în Samaria și aveți nevoie de bani să vă întoarceți înapoi în Ierusalim. Eu asta vi dau contra valoarea darului. Și a spus Petru, tu ai înțeles greșit? Noi la capitolul acesta trebuie să rămânem curați? Dacă nu rămânem curați aici, ni s-a stins valoarea. Și scrie în ultimul verset de aici, 25 din Fapte 8, după ce au mărturisit despre cuvântul Domnului, au vestit Evanghelia, pentru că la acel capitol au rămas curați. Doamne, ajută lucrători în punctul acesta. Amin. Nu este ușor, dar prin puterea Duhului se poate și rămâne peste noi. O a doua ispită scrie aici,
versetul 6 din Matei 5, îți voi da toată stăpânirea și toată slava acestor împărății, că mie mi-este dată, o dau oricui voiesc. Dacă reușește diavolul să te cupleze cu vreo altă îndeletnicire primordială deasupra Evangheliei și a lucrării Domnului, nu ești bun de lucrare și nu se face. Dacă îți găsești un alt hobby, dacă îți găsești o altă plăcere, fie că te concentrezi economic, fie că te concentrezi spre un domeniu altul, cultural sau spre altceva, dacă ți-a scos viziunea lucrării din minte și îți arată strălucirea altor împărății, nu mai ești bun de lucrare. Și în privința asta, cred că în Fapte 6 avem un răspuns. Era un pericol pentru cei prin care Domnul propovăduia Evanghelia, făcea minuni și pericolul s-a concretizat în preocuparea lor pentru probleme de caritate. Se scrie în Fapte 6 cu 3, cu 2. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: nu este potrivit ca noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu și să slujim la mese. Dacă nici preocuparea pentru o lucrare spirituală, pentru o lucrare materială a bisericii nu trebuie să ne fure preocuparea, ce să mai spun dacă ar zice aici: nu-i potrivit pentru noi, în loc să mergem să ne rugăm, să mergem la o partidă de tenis. Mai face Domnul minuni pentru tine, să termină campionatul ăsta. Dacă nici vreo lucrare aparent bisericească nu trebuie să te scoată pe tine de la preocuparea care o ai, cum să te mai folosească Dumnezeu atunci? Și scrie în versetul 4: iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Ori pentru asemenea dedicare ne mirăm de asemenea rezultate? Și cea de-a treia ispită în dreptul doctorului, scrie aici, în versetul 9, l-a dus pe strașina templului și a zis: dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos. Ne vine uneori nouă, este o ispită a diavolului, să ne urcăm pe acoperiș. Când te-a urcat pe acoperiș, te-a scos din templu, te-a scos din lucrare. Când te-a cățărat, ești gata. Rămâi ori acolo sus, ori undeva spânzurat în cădere liberă și o să vadă toți că ceva e cu tine. Amintiți-vă din Fapte 3, când s-a produs acea vindecare, mulțimea adunată, ologul de la Poarta Frumoasă și le spune: Petru, ce vă uitați la noi? Dacă noi devenim imaginea care vă fură, e ultima vindecare care o facem. Amintiți-vă de un Fapte 14. Au venit oamenii cu jerfe. Petru, Pavel și Barnaba au sărit în mijlocul lor și au rupt hainele. Oameni buni, stați cu minți, că vrem să se mai vindece altul, să nu fie ăsta ultimul. Cine se suie pe acoperiș, rămâne acolo. Cine rămâne liniștit în templu, va face lucrările lui Dumnezeu. Toată slava fie și rămână a Domnului. De aceea, să reținem, că mai mult ne privește pe noi, să fim corecți din punct de vedere al vieții noastre materiale. Să nu te prinde diavolul cu ceva. În al doilea rând, să nu fim prinși cu alte preocupări, ci cea principală să rămână lucrarea Domnului. Și în al treilea rând, să știm că nu noi facem lucrările, ci Duhul lui Dumnezeu care este peste noi. Dacă am pierdut din vedere aceasta, nu se mai face nimic. Dar să trecem acum și la pacienți, că în Nazaret cu ei era problemă. De ce n-a putut Domnul să-i vindece nici aici, și Marcu 6, că doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și pentru restul n-a mai putut să facă nimic? Scrie aici în versetul 24, dar adăugat el, Iisus: adevărat vă spun că niciun proroc nu este primit bine în patria lui. Și unii chiar au definit că aceasta este ceva normal, asta e ceva foarte rău. A fost bine că Iisus n-a fost primit bine în Nazaret? Ce motive aveau împotriva lui? Dar se întâmplă așa că pe cei care îi cunoaștem devine o rutină și nu-i mai apreciem la o adevărată valoare și credem că altul de la capătul pământului e grozav. Dar de s-ar muta capătul pământului la noi și ar sta aici mai multe luni, ne-am vrea să ne mutăm noi la capătul pământului. Dar așa se întâmplă că cei ai noștri ni se parcă poftim cine, fiul tâmplar lui. Și ei îl disprețuiau, e colegul meu de servici.
Adevărații oameni al lui Dumnezeu nu pretind ei slavă, că acesta era punctul 3. Nu pe ei slăvim. Și spune în 1 Tesalonicenii, ci să-i prețuim din pricina lucrării lor. Dacă nu prețuiești pe un om, nu ți se deschide credința să crezi că prin el Dumnezeu face ceva. Dacă nu prețuiești un predicator, Dumnezeu nu-ți va vorbi prin el. Dacă spui, a, ce poate să spun asta? Vezi de treabă. Numai pe cine îl prețuiești, vei beneficia ca prin el să se reverse lucrarea lui Dumnezeu pentru tine. Eu citesc din Galateni, capitolul 4, unde scrie despre Pavel, 4:14, și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Dimpotrivă, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuși Hristos Iisus. Cum să nu facă Hristos dacă tu crezi că El este Hristos? Hristos face aceeași lucrare, care a făcut-o acum 2000 de ani. Și dacă am amintit și de 1 Tesaloniceni 5, scrie aici, versetul 12, vă rugăm, fraților, și pe dumneavoastră de la Viena, să priviți bine pe cei ce se ostehnesc între voi, deci pe localnici, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc, să-i prețuiți cât? Aproape ca pe musafiri. Să-i prețuiți foarte mult. De ce? Din pricina lucrărilor, Doamne, ajută-ne! Ce preț au dat cei din Ierusalim pe apostoli? Știau că sunt de cărturare. Erau oameni de rând dintre ei. Și citesc în Fapte, capitolul 2, vis-a-vis de a pune preț pe adevărații lucrători sau nu pune, și de aici decurge reușita lucrărilor Duhului Dumnezeu, Fapte 2, de la versetul 12, toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zic aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plin de must. Credeți că aceștia care își băteau joc, a venit Duhul Sfânt peste ei? Nici vorbă. Atunci Petru s-a sculat și le-a explicat, dar versul 37, după ce au auzit aceste cuvinte, vorbirea lui Petru, i-au rămas străpunși în inimă și au venit ca în fața unei autorități dumnezeiești, ce să facem? În respect și în prețuire au primit lucrarea lui Dumnezeu. Un al doilea aspect de aici, din Luca 4, versetul 27. Și erau mulți leproși în Israel, pe vremea prorocului Elisei, și totuși niciunul din ei n-a fost curățit afară de Naaman, sirianul. Ce a fost important? Care a fost elementul cheie la Naaman în 2 Împărați 5? Să se scalde, să urmeze o procedură după sfatul prorocului. Și asta își compara un Nou Testament cu ascultarea pentru îndeplinirea unor acte sacre. Botez, cina Domnului, spălarea picioarelor, ungerea cu un de lemn. Dacă nu intra în apă, să fie scufundat, dar el de 7 ori. Unii numai o dată. Se putea face lucrarea? Nu. Și acum uitați-vă în Noul Testament, vis-a-vis de ascultarea acestor acte. Rămânem aici în Fapte 2, versetul 37. Fraților, ce să facem? Cum să beneficiem și noi de asemenea lucrarea Duhului? Pocăiți-vă, fiecare din voi să fie botezat și apoi veniți la stăruință. Au ascultat ei asta? Păi au ascultat. Dacă n-ascultau, să fi zis, eu nu mai știu cât a botezat. A botezat Ioan până să-și finalizeze lucrarea. S-au apucat ucenicii, acum o iau iară de la capăt, te încurci. Nu, ei au fost gata să asculte actele sacre cum sunt poruncite, așa să fie făcut. Spune Biblia în Luca 7, că unii au zădărnișit planul cum? Neprimind botezul. Și sunt unii oameni care vin la biserică, dar când e vorba de botez, și că se împotmolesc. Dar n-a murit nimeni în bază, nici în râu măcar. Dar nu poate să facă pasul ăsta. Alții se împotmolesc ca merea să se împotmolească Petru în Ioan 13, la spălarea picioarelor. Măi, ei nu se spală. Dacă nu s-a murit în bazin, nu le ghea nici atât. Dar numai nu se spală, dar ce-i greu, altul spală. Dar nu poate să facă. Și a spus Domnului Petru un cuvânt greu. Dacă eu nu te spăl, n-ai parte cu mine. Îndeplinirea unor acte sacre este
foarte importantă în îndeplinirea lucrărilor lui Dumnezeu. Sunt unii, o anumită confesiune, care nu se împărtășesc. Spun că numai un număr anume trebuie să ia din cina Domnului. Și ce a spus Domnul? Cine nu mănâncă, n-are parte. Și nu vor să ia. Sau, mai sunt unii, ungerea cu un de lemn. Iar vrea să fie vindecați, dar nu în procedura asta. Dar știi tu care e procedura Domnului, cum vindeca Domnul bolnavii? Pe unul ungea într-un fel, pe altul trimitea în alt fel. Măi, ascultă procedura, cum ți-o zice? Că dacă n-asculți procedura, cum e cerută, totul e în zadar. Deja vrei să faci altfel. E foarte important să se realizeze lucrarea Domnului, să asculți cum ți se spune. Și în al treilea rând, tot din Luca 4, versetul 25, ba încă adevărat vă spun că pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu ploaie 3 ani și 6 luni, și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe vădăve în Israel și totuși Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Eu cred că nu erau multe văduve în Israel gata să facă ce a cerut Domnul prin Ilie. Că nu-i destul numai să îndeplinim actele sacre, că așa se lasă el Naaman botezat până la urmă. Dar dacă nu m-a botezat, se lasă și vine la cină, dar nu face și practic ce cere Dumnezeu. Tot nu se face lucrarea. Ba poate se face, numai după aia se îmbolnăvește mai rău și atunci e bine să nu se facă. Să asculte practic ce îi se cere. Văduva din Sarepta a fost supusă credinței la un aspect practic. Du-te, ia ultima ta porție de făină pentru tine și fiul tău, 1 Împărați 17, și dă omul lui Dumnezeu. Ești în stare să faci practic ce îți cere Evanghelia? Vei vedea lucrările Duhului Dumnezeu împlinindu-se peste tine. În Fapte, capitolul 4, citim acest aspect, cum s-a realizat acolo, Fapte 4:32, mulțimea celor ce crezuse era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile sunt ale lui. Și aveau toate deopște. Ei au dus la extremis ascultarea practică. Nu ți se cere să o duci până acolo. Să te deposedezi de tot ce ai. Dar măcar în ce se cere, ești în stare să faci? Dacă nu ești în stare să asculți practic, să-ți dai poate porția ta. Astăzi vedeți, știți-mi asta ce a spus la colectă și ce n-a spus. Și apoi vedeți dacă vă încadrați și la aspectul acesta sau nu. Atunci nu se face lucrarea. Și în versetul următor scrie, apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului și un mare har era peste toți. Doamne, lasă-L și peste noi. Vreau să vă reamintesc și să mă opresc aici citind apoi un verset. Duhul lui Dumnezeu este dat pe pământ să facă lucrările lui Dumnezeu în copiii lui Dumnezeu. Și aceste lucrări se rezumă la aceste trei mari lucruri. Vestirea Evangheliei, care de fapt este vestea cea bună că vom fi moștenitori ai împărăției și vom scăpa de starea de mizerie umană, de condiția aceasta a firii pământești, în care trăim aici, într-un context sau altul. În al doilea rând, vom fi eliberați de întuneric, de diavolul și vom fi veșnic în lumină cu Dumnezeu. Și în al treilea rând, ca o dovadă a milei sau ca o anticipare a schimbării la a doua venire a Domnului, asistăm din când în când la vindecări pe care Dumnezeu le lasă în bunătatea sa. Dar ca să se facă aceste lucrări, este nevoie mai întâi ca lucrătorii să fie plini de Duhul lui Dumnezeu. Și ca să rămână plini, că nu-i greu uneori să obținem plinătatea și sfințirea, este greu să o păstrăm prin ispitele care vin asupra noastră. Asta este mai greu, să reziști de-a lungul vieții la aceeași plinătate. Atunci fii curat din punct de vedere material. Atunci preocupă-te de lucrarea sfântă și dă-i slavă lui Dumnezeu, că a lui este puterea.
Iar pentru noi toți ceilalți ca oameni, dacă vreți să se împlinească aceste lucruri, atunci să prețuim pe oamenii care Dumnezeu i-a lăsat aici, ca pe Dumnezeu. Spune Domnul Iisus, Luca 10:17, cine vă primește pe voi, pe mine mă primește. Cine vă nesocotește pe voi, pe mine mă nesocotește. Iar în al doilea rând, fii gata să îndeplinești actele sacre așa cum sunt cerute. Respectă-le, căci au valoarea lor. A fost o experiență negativă aici în Europa săptămânile trecute, când o soră a avut o imagine a unui duh necurat în față și a început să-l mustre în sângele Domnului. Și el a început să zâmbească ironic și a spus, da, tu vorbești de sângele Domnului? Când ai luat ultima dată din el? Nu se împărtășise de 5 ani. Toate au importanța lor, la locul lor. Și în al treilea rând, Dumnezeu se uită la caracterul nostru practic. Fii gata să împlinești ceea ce Scriptura îți cere. Dumnezeu te cere să te înscrii, din punct de vedere practic, în ascultare de El și o să se reverse puterea Lui. Și versetul de care ziceam, scrie aici în versetul 21, atunci a început să le spună, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Și totuși, în aceeași zi, nu s-au împlinit. În Luca 19, expresia astăzi apare de două ori, în versetul 5 și în versetul 9. În versetul 5, că astăzi a intrat Iisus, și în versetul 9, că Iisus, în acea zi intrând, și-a și făcut lucrarea. Noi astăzi am auzit, dar astăzi o să se împlinească. Dacă ne înscriem în condiții, azi am auzit și azi se împlinește. Dacă nu, azi am auzit și s-ar putea nici mâine să nu se împlinească. Și ce tragedie! Nu un om ca noi, Fiul lui Dumnezeu să fie între ei, la el acasă unde a fost crescut. Și putea să facă toate aceste lucrări. Și l-au scos afară și n-a putut să le facă nimic. Și asta va fi tragedia când vom vedea adevărata imagine a lucrurilor. Când fiii împărăției vor fi scoși afară. Când ai avut harul și puteai să beneficiezi, dar l-ai pierdut că nu te-ai înscris în condiții. Doamne, ajută-ne să ne încadrăm și să-ți faci lucrarea ta pe deplin. Amin.